Peste 500 de permise de conducere și cam tot atâtea certificate de înmatriculare au fost emise în ultima săptămână de Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Hunedoara, potrivit datelor transmise de către instituția prefectului județul Hunedoara, în subordinea căreia se află acest serviciu. În vederea obținerii permisului de conducere, pe parcursul săptămânii trecute, la proba teoretică au fost examinate 290 de persoane, iar la proba practică 388 de persoane. În același interval, respectiv 24-28 octombrie, au fost preluate peste 300 de cereri pentru eliberarea pașaportului electronic sau a celui simplu temporar și au fost eliberate mai mult de 200 de pașapoarte. Totodată, se caută soluții pentru a facilita și programarea online a cetățenilor din Valea Jiului.